Deschideți la Cartea Faptele Apostolului, capitolul 10, vom citi de la versetul 1 la versetul 7 și apoi de la versetul 33 până la 48, convertirea sutașului Corneliu, Faptele Apostolului, capitolul 10, începem cu versetul 1. În cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii în și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și a zis Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, ce este Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimete acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon zis și Petru, el găzduiește la un om numit Simon Căbăcarul, la cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un ostaș cu cernic, din aceea care îi slujeau tot timpul și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Am trimis la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-ar poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, văd în adevăr că Dumnezeu nu este părtinitor și că în orice neam cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel, le-a vestit Evanghelia păcii prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovădui de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere, pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca, fără pe toți cei ce erau apăsați de diavol, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim, ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste tot cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați în prejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi, auziu, îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Din toată inima aș vrea să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, Tatăl, pe Domnul Isus și Duhul Sfânt. Amin. Vă mărturisesc, iubiți frași și surori, că am rămas surprins plăcut să văd că joi seară sunteți într-un număr așa de frumos. Eu vin de obicei cu plăcere la Nădlac și răspund cu bucurie invitației și văd că iubiți și dumneavoastră casa Domnului. Doresc Domnul pe toți să vă binecuvinteze. E adevărat că alegem mai greu pasajele, având în vedere că sunteți o adunare mixtă, sunteți și români, și slovaci, și unguri. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Și Domnul mi-a pus pe inimă pasajul acesta, pentru că vreau să vă spun, stimați ascultători, că noi n-am fi avut nicio șansă. Nici românii, nici slovaci, nici cehii, nici chinezi, n-am fi avut nicio șansă, așa cum a pornit Evanghelia la început am citit pasajul acesta pentru că este o istorie care ne interesează pe noi. Deși Domnul Isus a încercat să-i obișnuiască pe contemporanii săi cu modul acesta lui Dumnezeu de lucru, s-au supărat foarte mult pe el când le-a vorbit despre Naaman Sirianu și despre văduva din Sarepta Sidonului. Știți că le-a spus, mulți proroci, mulți leproși erau în vremea lui Elisei și totuși n-a fost vindecat decât singurul Naman sirian. Multe văduve erau în Israel, le-a spus Mântuitorul, și n-a fost trimis Ilie decât la una din Sarepta Sidonului, care nu era din Israel. Încerca Mântuitorul să învețe ceva. Dumnezeu pregătea o surpriză și trebuia pregătit terenul acesta. A avut mult de lucru Mântuitorul cu contemporanii săi, pentru că și Zacheu a spus el e un fiu al lui Avram. Pentru evrei era ciudat să spui că un vameș, așa cum și noi astăzi sunteți obișnuiți cu nomenclatura aceasta și când, când spui la Nădlac despre vameș, noi astăzi îi cunoașteți. Noi la Arad nu prea știm, dar și noi îi cunoaștem. Și totuși Dumnezeu îi iubește și pe vameș, slăvit să fie Domnul. Și Mântuitorul încerca să îi obișnuiască, să spună că și această fică pe care eu am vindecat-o, acea femeie gârbă, care a venit la sinagogă, care o ținea Satana legată de mulți ani, Mântuitorul a spus, și ea este o fică a lui Avram. Dar ca să te gândești că într-o zi Dumnezeu va face o mișcare, o mutare specială. Și că va extinde această împărăție și romanilor, care era poporul care cucerise ținutul lui Israel, era un mare curaj. L-au surprins ucenicii la fântâna lui Iacob, vorbind cu o femeie samariteană. Autorul Ioan scrie, într-adevăr, iudeii n-au nicio legătură cu samaritenii. Ia s-a mirat și a spus, cum tu, iudeu, ceri să bei apă de la mine, o samaritiancă? Să-ți dau eu din găleata mea? Era o mișcare pe care Dumnezeu vrea să o facă. Și-a pregătit foarte bine terenul acesta. Petru știa că ceva se va întâmpla, pentru că Dumnezeu pregătește evenimentele, îi vorbește lui Petru și vorbește lui Corneliu. Când Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt, fac o paranteză, stimați ascultători, dumneavoastră sunteți familiarizați cu lucrarea Duhului Sfânt. Când Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt, este în corelare cu Biblia. Toate lucrările care sunt de la Duhul Sfânt, și asta este o metodă de a verifica dacă lucrarea este de la Domnul și nu de la oameni ea trebuie să fie în concordanță cu Scriptura. Slăvi să fie Domn! Este o metodă de a verifica. Vă spun așa ca o paranteză. Că sunt, poate, semne de întrebare. Că sunt, poate, dubii pe care le aveți. Așa puteți să-i verificați, așa cum se spune în Scriptură, că pomul îl cunoști după roade și oamenii îi cunoști după fapte, Lucrarea Duhului Sfânt poate fi identificată când ea corespunde cu Scriptura. Un înger al Domnului vorbește lui Corneliu și un înger al Domnului vorbește lui Petru. Se pun de acord aceste acțiuni pentru că Dumnezeu, repet, pregătea o surpriză. Petru a simțit ceva și mai ales să-i spui unui Iudeu taie și mănâncă? Gândiți-vă că ă, frații l-au luat la întrebări. Dacă dați pagina în capitolul 11, spune aici Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu și când s-a suit Petru la Ierusalim îl mustra cei tăiați prejur și ziceau, ascultați ce ziceau ai intrat în casă la niște netăiați împrejur și ai mâncat cu ei, era o mare problemă. Alimentația era o mare problemă. Să mănânci în casa unui om dintre neamuri. Așa i au spus. Eu vin dintr-o zonă preponderent evreiască. Mi-amintesc carmangeria unde ei sacrificau animalele. Văd încă acum și am fost recent și am văzut încă și acum casele lor specifice cu prăvălie la stradă și camerele în continuare. Mi-amintesc baia lor comunală. Când eu aveam câțiva ani, când puțini oameni poate aveau baie cu duș, era o baie modernă, cu aburi de piatră, cu dușuri, cu căzi, și evreii mergeau înainte de a începe sabatul să facă baia aceea rituală. Când începea piața, duminică dimineață, la ei era ziua întâia săptămânii, când începea piața, cum stabileau ei sâmbătă la sinagogă, mi-am și sinagoga, prin podul ei alergam ca și copii când ei au plecat, în clasa a întâia, fratele meu, născut în 1953, în clasa a întâia, jumătate din clasă erau evrei și jumătate români. În clasa a patra nu mai era niciun evreu. S-au împachetat și au plecat. A rămas cimitirul, am câteva poze din cimitir de acolo, m-am dus să văd cum arată. Am mai rămas câteva case despre care vă spuneam, sinagoga s-a dărâmat, baia publică s-a dărâmat au rămas doar amintirile, ca o voce, ca o forță care i-a adunat pe toți în țara lor. Ce am vrut să vă spun? Când sora mea mai mică a intrat într-o casă, o ușă deschisă, într-o casă la evrei, pofticioasă fiind, s-a așezat la masă, a văzut că e masa pusă și a venit evrei ca și-a spus, te rog să ieși afară și a scos-o frumos, finuț, n-avea voie unul dintre neamuri să stea la masă cu ei, aveau legile lor. Era foarte dificil ca această Evanghelie a împărăției să treacă și la neamuri. Ei vreau să treacă apostolii și ei, evreii de atunci și apostolii care erau dintre evrei, vreau să treacă toate neamurile prin filtrul acesta să-i forțeze să-i treacă la iudaism și așa să-l cunoască pe Mesia, Hristosul care a murit pentru păcatele noastre. Și ar fi vrut să facă acest lucru. Dar Dumnezeu în bunătatea Lui și am vrut să vă spun aceasta, ca să aveți o bucurie în această seară împreună cu mine și să ne uităm la primul punct al predicii Apostolului Petru în casa lui Corneliu, să ne bucurăm când auzim Dumnezeu nu este părtinitor, slavă Lui! Ne-a primit și pe noi. Este un mare har. Aș vrea să apreciați gestul acesta pe care l-a făcut Dumnezeu. Aș vrea să apreciați lucrarea aceasta pe care Dumnezeu a făcut-o gândindu-se la milioanele de oameni. Și putem repeta slovaci, maghiari, români și așa mai departe. Putem repeta gândindu-ne la marea bunătate a lui Dumnezeu. Și spunea Apostolul Petru, le-a curățit inimile prin credință. A venit vremea pe care Dumnezeu a vestit-o prin profetul Habacuc. Este, dacă vreți, cea mai scurtă profeție, dar profundă. Este cea mai mică dintre profeții, dar cu mare efect. Dumnezeu a spus, va veni vremea. I-a spus lui Habacuc, stai pe turn, scrie prorocia, sapă pe table, că e foarte importantă și sapo corect să se poată citi ușor chiar dacă întârzie așteaptă, va veni negreșit. Cel neprihănit va trăi prin credință. După o lege care spunea jertfe, sânge și așa mai departe, daruri de bunăvoie, totul era pe baza faptelor. Dacă faci, ai. Așa a spus și Moise când a așezat legea, cine va face aceste lucruri va trăi prin ele. Dumnezeu în bunătatea lui și în planul său măreț, în înțelepciunea lui fără margini, a adus vremea când cel neprihănit să trăiască prin credință. Binecuvântat să fie Domnul. Ne-a prins și pe noi în planul său măreț. Dumnezeu nu este părtinitor. Iubit ascultător, nu știu care este concepția ta despre viață, despre lume, despre divinitate, despre Dumnezeu, îți spun în această seară, întăresc, bucură-te că Dumnezeu îți vorbește în seara aceasta. Nu știu cum ai ajuns aici în această seară, poate ai venit din obișnuință, poate ai venit de silă, te-a chemat cineva, poate ai venit din curiozitate, nu știu cum ai venit, dar vreau să afli în această seară marele adevăr că Dumnezeu se gândește și la tine, în bunătatea lui a dat fiul său pentru păcatele noastre, ale tuturor, și în planul lui Dumnezeu ești cuprins și tu. Gândește-te la provocarea aceasta. Am aflat recent, spunea cineva, că se ruga în rugăciune, Doamne, lasă o picătură din sângele tău și Duhul Sfânt a șoptit din partea Domnului, nu o picătură, eu am dat tot sângele. Pentru voi. Slăvi să fie Domnul. Ce mare adevăr! Nu o picătură! Noi așa ne rugăm, Și eu, și eu spun așa la rugăciune: Doamne, lasă o picătură din sângele tău. Dar încum, e un mare adevăr. Hristos a dat tot sângele pentru mântuirea noastră. Numele Lui să fie binecuvântat. Vreau să mergem, iubiți frați și surori, mai departe în pasajul acesta. Sigur, observați că este așezat, dacă vreți, aici o regulă de bază. Acelui care se apropie de Dumnezeu. Spune cuvântul în orice neam, da, am subliniat aspectul acesta, în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. Doamne, ajută-ne la aceasta. Pare greu, sigur. Pare greu să îți lucrezi propria ta neprihănire. Dar trebuie să ne disciplinăm. În firea noastră, noi nu ne naștem buni, nu ne naștem darnici, dar ne învățăm. Învățăm să împărțim pâinea cu cel flămând, învățăm să-l acoperim pe cel care are nevoie și este dezbrăcat. Avem mai mult decât două haine. Mântuitorul spunea contemporanilor săi: cine are două haine să dea una? și cine are de mâncare să facă la fel. Simplu. Că au venit să-L întrebe pe Domnul Iisus, bine, și cine este aproapele meu? Și iarăși, ciudat pentru ei, le-a spus întâmplarea cu samaritianul. O, oh, dacă ar fi fost alt personaj. Dar un samaritian să se dea de pe asinul lui și să-l ia pe cel căzut dintre tălhari, să-l pună pe asinul lui, să-l ducă la hanul de poposire, și să spui du-te și fă și tu la fel? Să spui întâmplarea celor zece leproși care Domnul Isus i-a curățit, i-a trimis să se prezinte preoților și pe drum spre preoți ca să se respecte ritualul acela de reașezare a omului, de readucere a omului bolnav în tabără. Leproșii au fost curățiți. S-a întors unul să mulțumească și Mântuitorul să spună: era samaritean. S-a găsit numai străinul acesta să mulțumească. Iată, iubiți frați și surori, stimați ascultători, ne învățăm să facem bine, învățăm să trăim cum vrea El. Ne este greu să împărțim. Povestea cineva că a adus de la casa de copii, a fiat un copil și l-a dus acasă, l-a așezat la masă, a fost pusă masa așa în sfârșit și până să vină părinții lui adoptiv la masă și cine mai trebuia să vină, el a strâns toate bucatele în jurul lui și le-a îmbrățișat așa să nu îi le ia nimeni. Cam așa ne naștem noi. Să avem noi rezerva noastră, dar Dumnezeu ne învață că trebuie să împărțim cu cel de lângă noi. La toate capitolele. Cine lucrează neprihănire, da, și se teme de El, este primit. Doamne, ajută-ne! E simplu, nu este complicat, nu este greu. Mântuitorul a spus-o într-o frază, ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Uită-te în jurul tău, privește cu grijă spre cel care se află aproape de tine, întotdeauna va fi lângă tine unul mai sărac decât tine, întotdeauna vei avea pregătit, pentru că Dumnezeu pregătește faptele noastre bune mai dinainte ca noi să umblăm în ele. Dumnezeu va pregăti întotdeauna o persoană căruia să-i întinzi o mână de ajutor, căruia să-i spui un cuvânt din Scriptură. Să-i spui ceva. Oamenii au nevoie de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Eu m-am mirat de acestea, două colegi discutau și vorbeau despre lucrarea Duhului Sfânt. Cineva a dus-o pe una din colegi la rugăciune și Dumnezeu i-a vorbit și avea notate. M-am mirat, fraților, avea notate lucrările, așa și se mira foarte mult de modul cum Dumnezeu comunică cu oamenii. S-a deschis așa un teren și am povestit câteva intervenții din viața mea când Dumnezeu mi-a vorbit, dar le-am vorbit acestor colege de matematica aceasta lui Dumnezeu, cu câtă exactitate a vorbit și cum s-au derulat evenimentele și eu am putut să strig în gura mare, mare este Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat și au rămas uimite, ele aveau câteva lucrări, câteva, sublini, câteva lucruri subliniate. Eu le-am spus lucrări mari, cu exactitate cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și în viața copiilor mei. Ce vreau să vă spun, stimați ascultători, Dumnezeu se lasă găsit dacă omul caută, dacă omul bâșbâie, că el bâșbâie, dar dacă dorește să-l întâlnească pe Dumnezeu, Dumnezeu să-i vorbească, în bunătatea lui Dumnezeu se lasă descoperit, Slăvi să fie Domn. De aceea, dacă ai întrebările tale, nu te cunosc, dacă ai întrebările tale și uneori cineva ne șoptește așa întrebări filozofice, pentru că și la început când Eva a stat de vorbă cu șarpele, șarpele a făcut o curioasă. S-a uitat Eva spre pom. Șarpele a zis: Dar tu crezi că chiar când o să mănânci o să mori? Dumnezeu nu vrea să mori. Nu o să mori. Oare, a zis cu adevărat Dumnezeu că vei muri și Eva s-a uitat mai curios la pom. Vreau să spun, iubit ascultător, că poate primești aceste șoapte, ai întrebări filozofice, ai stilul tău de a pune aceste întrebări. Vreau să spun, Dumnezeu răspunde simplu. E Dumnezeu drept, adevărat și înțelept, mult, mult, mult mai înțelept decât noi. Numele Lui să fie bine binecuvântat. Nu încerca să închizi, nu încerca să, în filozofia aceasta să te închizi în carapacea ta, să crezi că știi mai multe decât Dumnezeu. Observați că am cântat această cântare. Adunăm în pumnii noștri, vrem să facem, să strângem și, nu, și uităm cât de goi lumea vom părăsi. Este un mare adevăr. Una din metodele de a ne deruta, de a ne Deraia din privirea spre Dumnezeu, diavolul este ca să ne concentrăm la lucrurile materiale, la lucrurile pământești. Nu lăsa, iubit ascultător, lucrurile acestea să te conturbe, să-ți schimbe direcția și privirea ta de la Dumnezeul cel adevărat și sfânt, numele Lui să fie binecuvântat. Ne uităm în acest pasaj și spune: El a trimis cuvântul Său. În psalmul 107, pare mi cu versetul 20, spune El a trimis cuvântul său și i-a tămăduit. Care este atitudinea ta față de cuvântul lui Dumnezeu? Nu mă adresez numai prietenilor. Această carte a devenit o carte cam neglijată. Spunea un om, am citit așa de multe cărți încât am neglijat Biblia. După Revoluție m-am trezit la Direcția Agricolă cu persoane care nu le-am cunoscut, probabil în urma mișcărilor ale muncitorilor, unul dintre ei era directorul Imaia Timișoara, care a încercat să închidă porțile să nu iasă la Revoluție și m-am trezit cu el în birou ca să nu se mai cunoască, de la Timișoara l-am mutat la Arad, probabil cei de la Arad i-am mutat la Timișoara și discutam cu omul acesta. Eu aflasem cine este, dar eu nu știa că eu știu cine este el. Și discutând așa din scriptură despre Biblie, deja se deschisese porțile, nu mai era frica aceea dinainte de 90, și îmi spunea: Aș vrea și eu o Biblie ca să o pun printre celelalte cărți din bibliotecă. Dacă și dumneata ai iubit ascultător, dacă și dumneata ai iubit frate, ai pus Biblia și o lași acolo între celelalte cărți, vreau să spun că ai făcut o mare greșeală. Citește acest cuvânt al lui Dumnezeu le povesteam colegilor acestora care au început să-L caute pe Dumnezeu, că în momente dificile, în momente cheie, când n-am avut timp să sun la un proroc sau să caut sau să mă duc la rugăciune și am avut nevoie de un răspuns de la Dumnezeu, am cerut un verset de la Domnul, m-am rugat și am deschis Biblia și Domnul mi-a vorbit pentru un verset ceea ce aveam nevoie, mai ceva decât o profeție, slăbit să fie Domnul. Cuvântul acesta este plin de har, cuvântul acesta este plin de adevăr, cuvântul acesta este o hrană pentru noi. Spunea cineva într-o carte care citesc acum despre introducerea la cartea psalmilor, este o carte bună despre psalmii din Biblie și spunea acolo că omul nu are nevoie numai să apere adevărul, ar trebui să se mai și hrănească cu el noi avem nevoie de acest cuvânt al lui Dumnezeu să ne hrănim cu el, binecuvântat să fie Domnul. De aceea vreau să vă spun, stimați ascultători, iubiți frați, surori, oricine sunteți aici în sală, acest cuvânt al lui Dumnezeu a fost trimis tuturor oamenilor, ferice de omul care citește cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinește. Doamne ajută-ne la aceasta! A trimis cuvântul său fiilor lui Israel, le-a vestit Evanghelia păcii aduce pace. Privești lumea și evenimentele cu alți ochi. Ai o nădejde în inimă. Ai speranța că te vei întâlni cu Dumnezeu. Simți că te ascultă? Simți că ți ascultă rugăciunile? vezi împlinindu-se anumite evenimente și semne în viața ta, cum numai o mână nevăzută, numai un Dumnezeu puternic poate să facă aceste lucruri pe care le vezi în viața ta. Am citit astăzi, m-am uitat și peste Isaia 64, aș fi vrut să îl folosesc în seara aceasta la evangelizare, dar vă citesc doar un verset frumos din acest Isaia 64, unde spune așa, când ai făcut minuni la care nu ne așteptam. Vesetul 3: Te-ai coborât și munții s-au zguduit înaintea ta. Cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a vor, auzit vorbindu-se și cum nici nu s-a văzut, văzut vreodată ochiul așa ceva, anume ca un alt Dumnezeu afară de tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El. Apostolul Pavel. Ia citatul acesta în 1 Corinteni, capitolul 2, cu 9, și arată răsplata care o va avea omul care îl slujește pe Dumnezeu. Pune acest citat din Isaia 64. Iubit ascultător, apropie-te de Dumnezeu pentru că El a făcut tot ce trebuia să facă pentru noi oamenii l-a trimis pe Domnul Isus, a lucrat mântuirea, s-a făcut urzitorul unei mântuiri veșnice, din punctul lui de vedere, el a făcut tot ce trebuia făcut pentru noi. Mai trebuie noi să facem pasul spre el, dacă nu l-am făcut încă. Iar dacă am făcut pasul spre el, să ne lăsăm conduși în totalitate de brațul său puternic, să-i facem voia lui așa cum el ne cere, ca și Dumnezeu, ca și Creator, ca și stăpân al nostru, binecuvântat să fie în numele lui. Aș vrea, iubit ascultători, să mergem mai departe. Citind Cuvântul lui Dumnezeu, avem pace, ne hrănim sufletele, găsim soluții în Cuvântul lui Dumnezeu. Ne vorbește Dumnezeu ce să facem în acțiunile noastre. Dacă avem nelămuriri, dar mai mult decât atât, spune în continuare cuvântul, Domnul l-a uns cu Duhul Sfânt pe Domnul Isus, mergea din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Iată că bolile sunt rezultanta forței întunericului. A intrat în casa lui Simon Petru, și soacra lui era bolnavă de friguri și domnul a certat duhurile de boală. Ce vreau să spun, iubit, ascultător, iubit prieten, drag, dragă frate și soră. Suntem într o lume tot mai bolnavă. Constatăm cu tristețe din cauza stresului nostru, din cauza alimentației noastre, din cauza regimului de viață al nostru care l-am făcut altfel decât l-a lăsat Dumnezeu. Nu mai avem timp de meditație, nu mai avem timp de odihnă, nu mai avem timp de multe lucruri pe care Dumnezeu ar fi vrut să le lase în viața noastră. Noi nu avem timp și alergăm și alergăm și alergăm. Și datorită acestui regim de viață, lumea se îmbolnăvește tot mai mult. A trimis pe Domnul Isus, făcea bine, umbla din loc în loc și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Vreau să spun, iubit ascultător, că Dumnezeu poate să-ți dea și vindecare și poate să-ți dea și sănătate. El poate să o facă. El este medicul cel mare. Unul din numele lui Dumnezeu este Jehova Rafa, Dumnezeu care vindecă. Și El este medicul cel mare. Mai mult decât atât, Domnul Iisus a venit să ia nu numai păcatele noastre. În cartea profetului Isaia, cu sute de ani înainte, Duhul lui Dumnezeu a spus, pedeapsa care ne dă nouă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Avem și vindecare, slăvi să fie Domn. Dar fiți foarte atenți, pentru că i-a spus unui om pe care l-a vindecat, a spus, iată că te-ai făcut sănătos, ai grijă să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. M-am dus într-o zi la un frate. Era bolnav. De fapt, mai înainte de aceasta mi-a trimis mesaj, ne-a rugat cu biserica, era amenințat să-i se taie piciorul. În urma rugăciunii s-a făcut sănătos și n-a trecut mult. El s-a întors din nou la activitatea lui, s-a întors din nou la frământările lui am fost chemat din nou, soția lui spunea, uite frate, prea mult lucrează, prea mult, cu tare, cu tare și a recidivat boala. Și am spus, uite, acum, numai dacă tu vei promite lui Dumnezeu că dacă te faci sănătos, folosești sănătatea aceasta în alt sluji pe Dumnezeu. Te-ai întors din nou la această activitate, ai probleme cu diabetul, ai probleme cu circulația, știi că ai probleme. De ce te-ai reîntors la acest mod de viață? De aia te-a făcut Domnul sănătos? Te-a făcut sănătos să vii la adunare, te-a făcut sănătos să ai relații, părtășie cu frații, să vii la rugăciune, să vii... Te-ai pus din nou în această mișcare greșită? Nu știu dacă Domnul se va mai atinge de tine să-ți dea sănătate, doar dacă tu îi promiți în mod solemn că vei folosi sănătatea aceasta în a-L sluji pe Dumnezeu. Și vă spun cu toată tragerea de inimă, folosiți sănătatea în a-L sluji pe Dumnezeu, ca Domnul să vă dea mai multă sănătate. Dacă o folosiți necorespunzător și uh, abuziv pentru viața dumneavoastră pământească, riscați o îmbolnăvire și Dumnezeu nu este obligat să vă vindeci. Doamne, dă-ne înțelepciunea ta și lumina ta să înțelegem, omul a fost creat de Dumnezeu și ca să mă înțelegeți foarte bine, când i-a scos din țara Egiptului și, și le-a dat legile, le-a spus ziua de odihnă obligatoriu. Cam cum facem noi cu copiii când sunt mici la amiază. Plânge și nu vrea să doarmă un pic și noi spunem obligatoriu trebuie să dormi. Și câte o zi în care nu doarme la amiază, face un circ seara, plânge, ochii roșii, obosit, nimic nu-i mai place. Ceva asemănător a făcut Domnul cu poporul lui Israel. Nu știu de ce trebuie să vă spun lucrul acesta. Cred că ați, ați luat așa lumea în spate cu niște frânghi și o trage după dumneavoastră și ați vrea să faceți ceva mai mult decât puteți. Omul a fost creat de Dumnezeu și are un ciclu de viață și de existență, șase zile să lucreze și a șaptea să se odihnească. Așa spune cuvântul Dumnezeu. Au încercat francezi o formulă în, în, istorie să fie a zecea zi să te odihnești, ca să exploateze omul. Nu, omul a fost creat de Dumnezeu și s-a spus așa, n-are importanță ziua în care te odihnești, n-are importanță. A spus șase zile să lucrezi și a șaptea să te odihnești să cugeți la legea lui Dumnezeu, să citești în scriptură, să faci o vizită la un bolnav, să-ți vizitezi rudele, să stai de vorbă cu nepoții, să stai de vorbă cu copii să stea soțul, să povestească cu soția, să povestească soția cu soțul, soț, soția să-și viziteze surorile, soțul să-și viziteze frații și așa mai departe. De aceea Dumnezeu ne-a dat această zi de odihnă. Doamne ajută-ne să înțelegem aceasta. El făcea bine, vindeca, l-au omorât atâlnându l pe lemn, aici este jertfa Domnului Isus, nu mai reluăm subiectul, întotdeauna la cina Domnului vi se spune ce minunată este jertfa Domnului, sângele lui a curs pentru păcatele noastre, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, a spus Mântuitorul, are viață în el însă și eu îl voi învia în ziua de apoi. Este minunată această jertfă, ca să nu uităm niciodată prețul mântuirii. Mântuitorul a spus, faceți lucrul acesta până voi veni eu. <coughs> luați și mâncați, luați și beți, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și Pavel spunea, oricine mănâncă și bea, o ia pentru viață veșnică. Este promisiunea în învierii și întâlnirii noastre cu Domnul. Aș vrea, iubiți frate și surori, spre sfârșit, sigur, n-am vrut să abordez în mod special problema aceasta a judecății, dar m-am mirat că Petru în casa lui Corneliu, când i s-a spus că Corneliu este un om temător de Dumnezeu, i s-a prezentat lucrările care le face, așa a venit trimisul acela, n-am citit pasajul acesta, versetul 22. Delegația aceea care a venit de la Sutașul Corneliu a spus așa, Sutașul Corneliu, om drept, temător de Dumnezeu, vorbi de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui. A vrut cumva așa să-l să încurajeze pe Petru, nu te chemăm la oricine, dar nu asta o cântărit ce a spus delegația. A cântărit ce a vorbit îngerul și a spus, nu cumva să numești spurcat ceea ce am curățit eu. Iată că te caută trei oameni, du-te cu ei. Avea Dumnezeu un plan minunat. Dar, iată, iubiți frați și surori, că deși se adresa unui om cu cernic, unui om religios, unui om care făcea bine, ar fi putut Petru să sară peste capitolul judecat. Las că o să-i spun mai târziu despre judecată. Dar un mesaj complet, un mesaj complet de evangelizare trebuie să conțină și punctul acesta despre judecata viitoare. Este foarte important pentru noi să știm că va fi o judecată și va fi o judecată în detaliu. Mântuitorul spunea că n-a vorbit despre judecată oamenii din Ninive se vor ridica în ziua aceea judecății și vor osândi pe neamul acesta, că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și aici spunea, Mântuitorul este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa din Seba se va ridica în ziua aceea judecății, da? Va osândi pe neamul acesta, că ea a venit de departe să audă înțelepciunea lui Solomon și aici, spunea Mântuitorul, este unul mai mare decât Solomon. Înțelegem, iubiți frați și sorori și stimați ascultători, că această judecată se va face cu lux de amănunte. Mântuitorul ne-a dat o soluție. Apostolul Pavel de asemenea îi reia subiectul acesta și ne dă o sugestie și îi spunea lui Timotei, Timotei, păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Mântuitorul spunea, dacă ești pe drum cu părâșul tău spre sala de judecată, spre judecător, spre judecat, împacă-te cu el câtă vreme ești pe drum. Că scad mai ușor, a vrut să spună domnul. Că dacă ajungi la judecaptă, judecătorul te va da pe mâna executorului, a temnicerului, cum era obiceiul la ei, și de acolo nu vei ieși până nu vei da cel din urmă bănuți. Adică vei face decontarea la ban mărunt pe drum scap mai ușor. Noi o spunem atunci când oamenii vin la rugăciune, fie că stăruiesc după Duhul Sfânt, fie că facem rugăciuni pentru cei bolnavi. Noi spunem celor care ne solicită să ne rugăm sau care solicită aceste acțiuni din partea lui Dumnezeu că este bine să-și facă o revizie și este bine să-și facă socotelile despre starea lor și să deconteze acum păcatele. Prin mărturisire și prin hotărâri, ea nu mai face. Aceasta este metoda și am văzut că dă randament și când este vorba de vindecare, oamenii care au fost sinceri, care au plâns pentru trecutul lor și pentru păcatele lor, Dumnezeu a rostit o iertare, pentru că la El este iertarea, s-a citit în seara aceasta din Psalmul 130, la tine este iertare ca să fii de temut. El dă această iertare ca să ne învețe să nu mai facem și spune acolo ca să fii de temut pentru că ai simțit nuiau a lui Dumnezeu. Ai simțit nuiau a lui Dumnezeu și prin boala care a venit și prin conjuncturile evenimentelor, vezi că Dumnezeu e supărat pe tine și știi bine de ce este supărat Dumnezeu și trebuie să corectezi. Iată de ce mesajul în casa lui Corneliu este un mesaj complet. Iată de ce trebuie la evangelizare să se spună ceva și despre judecat. Este foarte adevărat că nu o punem pe blocul întâi, nu începem cu judecata. Dar vă spunem, stimați ascultători, că va fi această judecată. Ascultați ce spune Petru în epistola lui. El care în casa lui Corneliu a subliniat și adevărul acesta și mesajul acesta al judecății lui Dumnezeu. Eu vreau să vă citesc din cartea Apostolului Petru pentru dumneavoastră, pentru că e important să înțelegem aceasta. Apostolul, marele apostol Petru, omul la care dacă trecea pe stradă, umbra lui dacă trecea peste un bolnav, bolnavul se vindeca. Un om puternic, un om trimis de Dumnezeu, un om îmbrăcat cu putere de sus, în mod deosebit. Iată ce spune Apostolul Petru. 1 Petru, capitolul 4, versetul 17. Suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprigănit scapă cu greu. Asta e judecata. Și dacă cel neprigănit scapă cu greu. Ce se va face cel nelegiuit și păcătos? De aceea v-am trimis, iubiți ascultători, să vă rezolvați problemele, prin mărturisire, prin uh, plâns înaintea lui Dumnezeu, să primiți această iertare din partea lui Dumnezeu, ca să nu mai trebuiască să decontăm în ziua aceea a judecății. De asemenea, apostolul Pavel și el vorbește despre problema aceasta a judecății, Hai să luăm pasajul de la Cina Domnului, din Cartea Corintenilor. Că este acolo și în principiu, o explicație a faptului că noi trecem prin boli, prin dureri, ne trezește Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel despre Cina Domnului. 1 Corinteni, capitolul 11, începem cu versetul 27. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrenic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Acesta e principiul. Asta a spus și Domnul Iisus, împacă te câtești pe drum. Asta a spus și Pavel lui Timotei, păcatele unor oameni sunt cunoscute și sunt trimise înainte la judecată, adică le decontezi, te judeci tu ce ai făcut, îți ceri iertare înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă la psalmii lui David, după, păcat, după păcătuirea lui, el plânge și spune, Doamne, împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Din pricina aceasta, da? Și apoi spune, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Și acum principiul despre care vă spuneam. În bunătatea lui Dumnezeu, pentru că orice mesaj din partea lui Dumnezeu conține, chiar dacă e un mesaj al judecății, conține și bunătate și milă când Domnul a trimis celor din Ninive prin Iona mesajul, chiar dacă era o sentință, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, conține predica aceasta și bunătatea lui Dumnezeu. Încă 40. Ei, tocmai în acele 40 de zile, cei din Ninive s-au pocăit. Au plâns, au mărturisit păcatele, au postit. Împăratul s-a dat jos de pe scaunul de domnie și a spus toată lumea să facă la fel. Dar dacă îl vom îndupleca pe Dumnezeu să se întoarcă din pornirea și în aprinderea mâniei lui, și-au reușit să-l îmbuneze, să-l înduplece pe Dumnezeu și n-a mai venit acea pedeapsă. Iată principiul. Când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. În bunătatea lui ne atinge cu nuiaua, ne pedepsește acum, ca să nu ne o osândească în ziua aceea a judecăți. Cred că aveți imaginea aceasta când venea cât un copil de pe stradă, un copil de al dumneavoastră și venea, povestea copilul ce a făcut, da, acasă, ce rău a făcut, l-ai pedepsit pentru ce a făcut, s-a certat cu copilul vecinului sau chiar poate a aruncat cu piata după el, în sfârșit, ai luat cunoștință de ce s-a întâmplat, l-ai pedepsit și vine vecinul. Vine vecinul și vrea să-l pedepsească, uite ce a făcut, și tu îi spui, l-am pedepsit eu. Tot așa, în dreptul nostru, în viața noastră, când noi îl supărăm pe Dumnezeu, diavolul ar vrea să ne ceară pe mână, să ne judece el, dar în bunătatea lui Dumnezeu, el ne pedepsește, ne pedepsește acum, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. E mare bunătatea lui Dumnezeu. Numele lui să fie binecuvântat. De aceea, aș vrea, iubiți ascultători, să înțelegem mesajul acesta al judecății. Este judecata lui Dumnezeu. Este bine pentru noi să ne cerceteze acum, să decontăm acum ceea ce avem, ca în ziua aceea să scăpăm mai ușor. A spus Petru, dacă cel ne scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos și dacă începe cu noi care va fi sfârșitul celor care nu ascultă de Evanghelie iubit, prieten tendem să asculți de Evanghelie, să cauți, să citești acest cuvânt al lui Dumnezeu să-l împlinești, pentru că observăm în continuare apostolul Petru vorbește și despre iertarea păcatelor păcatul nu trece odată cu timpul ai uitat, s-a așezat, a trecut timpul, s-a așezat uitarea peste ceea ce ai făcut, păcatul nu trece odată cu timpul. El trebuie adus înaintea lui Dumnezeu și trebuie cerut iertare pentru ceea ce ai făcut. Spunea poetul, pentru orice pată du-te la izvorul salvator, dar cu câte duci mai iute, cu atât iese mai ușor. Aceasta este soluția pentru păcatul tău și păcatul meu, mărturisirea Întoarcerea cu căință, lacrimi, în rugăciune, și Dumnezeu este cel care poate să aducă această iertare. Acum să primim această iertare, să decontăm acum în drumul nostru spre împărăție, căci atunci, la sfârșit, va fi mult, mult mai greu. Domnul să ne binecuvinteze, Domnul să ne ajute să-i facem voia lui. Îmi place așa de mult că, în final, acolo, în casa lui Corneliu, vă spuneam despre. Surpriza pe care a făcut-o Dumnezeu pe când ascultau cuvântul, deși nu aveau faptele legii, deși nu se puteau lăuda cu mare lucru, cel puțin cei din casa lui Corneliu. Corneliu avem, vedem aici faptele lui, dar era, erau insuficiente. Dacă ar fi fost bine așa, n-ar fi fost nevoie să mai trimită după Petru să vină Petru să-i spună ce trebuie să facă așa e Dumnezeu, vrea ca peste tot ceea ce facem noi să nu uităm de jertfa, de sângele Domnului Isus, de jertfa ispășitoare, de faptul că Duhul Sfânt a fost dat prin credință. Și în timp ce predica Evanghelia în casa lui Corneliu, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste tot cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați în prejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Îi mulțumim lui Dumnezeu că și acum botează cu Duhul Sfânt. Am primit de la Emanuel, care este la Deja, acum au stăruință, în prima seară vreo 14, și a doua seară vreo 7, a seară vreo 7, sunt bucură de reversarea Duhului Sfânt la Biserica Pennicosală din Deci, Duhul Sfânt botează și astăzi. Dumnezeu botează și astăzi cu Duhul Sfânt. Eu știu aceasta, cred aceasta și la noi la Betel când s-au făcut rugăciuni și la dumneavoastră, Domnul botează cu Duhul Sfânt. El este cel care ne cercetează, ne curățește inimile prin credință și ne dă această bucurie de a avea părtășia cu Duhul Sfânt de a fi mai aproape de cer, pentru că Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunile noastre, ne învață să ne rugăm, este cu noi în fiecare zi, este un mijlocitor, este un apărător, este un mângâietor, slăvi să fie Domn. De aceea, cei care nu aveți încă Duhul Sfânt, cereți-L, pentru că Dumnezeu o să vi-L dea așa cum ne-L-a dat și nouă, nu prin faptele noastre, ci prin credință. Ne-a ascultat rugăciunea și s-a îndurat de noi. Îi auzeau vorbind, în limbi și mărind pe Dumnezeu. Închei, iubiți frați și surori, mă bucur pentru seara aceasta. Cred că am fost înțeles de prieteni, de frați, de toți cei prezenți. Este frumos cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a desfășurat planul, trimițându-L pe Domnul Isus în lumea noastră. Știm că El este nepărtinitor. În orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. A trimis cuvântul Său ca să fie citit. Nu să-L punem pe undeva pe un oraf și să nu mai găsim. Citeam acum despre o întâmplare cu o lingură. A sunat o familie la păstor și a spus, frate păstor, ne-ați luat lingura, noi v-am pus la masă și a spus, nu, n-am luat-o, am, luat am pus-o în Biblia din sufragerie. Și era la un an de la vizită, nu găseau, nu găseau acea lingură, lipsea din setul de linguri, lipsea o lingură și păstorul a spus, am pus-o în Biblia din sufragerie acolo unde a fost masă. A fost o trezire pentru familia respectivă, că n-au mai deschis Biblia, a rămas tot acolo în sufragerie și lingura nu era luată de păstor, ci era pusă acolo. Alții povestesc cum au pus o sumă de bani acolo în Biblie și tot acolo a găsit-o când i-a mai vizitat. Biblia este pentru noi ca să ne hrănim din ea. Ferice de omul care citește în Scriptură, nu trece zi să nu citească, să se hrănească acest cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că în el găsim soluție pentru toate problemele noastre. Domnul să ne dea putere, de asemenea, Domnul să lase vindecare, să începem să trăim o viață ordonată înaintea lui Dumnezeu, respectând cuvântul lui Dumnezeu, ca El să lase sănătate în trupurile noastre și cu sănătatea care ne-o dă să-L slujim pe El până la sfârșit. Amin.